Ce se întâmplă supărat? Eu aș spune și eu am altă abordare la ce s-a întâmplat în Senatul României. V-am spus și o spun de multe ori, în acest mare PNL, format din micul PDL și PNL, sunt niște bătăi ca la discotecă în Vaslui. Frumoasă metaforă, da. Vreau să vă spun că și dacă ne uităm și doamna... Pentru ce se bat oamenii ăștia? Păi pentru ce se doamna Sulfina Barbu? Că nu sunt la putere, ministere, n-au păi de împărțit vin la putere, bani. Vin la putere. Când vin la putere? Aceste două partide. Domnul Cristes, nu reușesc să fac o majoritate să ridice imunitatea lui Vosganian. Dacă lumea, dacă credeți că lumea a ieșit pe 16 noiembrie că să vedem pe Vasile Blaga președintele Senatului, vă spun eu că ne înșelăm cu toții. O să fie în câteva zile. Vreau să vă spun alt lucru. Ați văzut că totuși a fost sacrificat domnul senator Ariton, un apropiat al președintelui Băsescu și al Elenei Udrea. Așa se zice. Singurul sat care pot să-i dau doamnei Alina Gorghiu, care, și încă o dată vă spun, PNL-ul a dat un semn de reformare, este atenție mare la domnul Vasile Blaga. Pentru că lumea, știți cum mulți văd puțin cunosc, acest vot a fost cam în felul următor. Domnul Ariton, te duci ca un bărbat ce ești și spui că vrei să înceapă urmărirea penală. Da. Iar la domnul Vasganian, vedem ce facem, ca lua adică, noi PDL-ul vechi, să putem folosi acest lucru, să arătăm, uite domnule PNL-ul și aparat omul, vedeți, noi pedeliștii, vechii pedeliști din marele PNL, avem o altă abordare. Noi ne-am sacrificat omul, Varojan Vasganian a plecat și veți vedea în timp că acest lucru se va rostogoli în favoarea vechilor pedeliști din marele PNL. O să mai vină la noastră emisiune și o să mai discutăm subiectul ăsta. Da, o să fie interesant de văzut cum evoluează lucrurile. Pot să vă asigur că nu este nicio bătaie în interiorul Partidului Național Liberal. Nu vă să spun că Oradea este mai aproape de Timișoara. Nici vă asigur de lucrul acesta, nici la Vaslui, nici la este mare bătaie, estimată doamnă, iar ceea ce fac, oamenii din PDL împotriva PNL-ului... Asta v-ați dori dumneavoastră, așa cum nu v-ați dorit să fie un nou Partid Național Liberal. Că lumea a ieșit la vot, să fie falcă ministrul interne. Niciodată nu o să funcționeze. Ministru de interes, fie Blaga președintele Senatului, nu cred că poporul a vrut acest lucru, vă spun sincer. Vasile Blaga a fost șeful campaniei prezidențiale a domnului Klaus Iohannis. Domnul Klaus Iohannis a obținut cel mai mare număr de voturi, da, cu Vasile Blaga, șeful campaniei prezidențiale. Cu Vosganian, cu doamna Vosganian, cum mi se pare? Că o știi și dumneavoastră crede bine ca mine, dar nu vreți să recunoașteți. De cuvânt și cu ceilalți lideri ai noului Partid Național Liberal în spatele domnului Klaus Iohannis. Vasile Blaga și vechii pedeliști vor distruge PNL-ul. Ascultați și vă spun, Vasile Blaga și vechii pedeliști, din Falcă, Blejnar, Ialomițeanu, și mulți Vasile Blaga a fost șeful campaniei electorale. Acest nou PNL. Bun, acest nou PNL. De asta nu mai puteți dumneavoastră face politică. Aceste manevre tipic de vamă din Bihor. Incredibil, da. Asta e adevărul. Doamna Barbu, de asta ați venit urmă... aici să vorbiți despre Partidul Național Liberal? Da, despre asta ați venit Partidul să vorbiți Național în Liberal este mare pericol din cauza găștilor din PDL. Sim. Acest PDL va distruge PDL-ul și credibilitatea. Și îi trag un semnal doamnei Alina Gorghiu să aibă mare grijă. Ați încercat să intrați în noul PNL și nu v-a primit lumea și probabil de asta sunteți supărat. Haideți, în noul PNL aș fi intrat dacă nu veneam pe Blaga, pe Bleșna, pe dumneavoastră și pe Acaboagiu. Să ne facem politici. Bun, probabil Silvia Ionescu și alții care au stat și... să păstrăm un ton relativ decent. Nu, dar eu am relatat o chestie care se întâmplă. Păi de ce să... Doamna Barbu, ca să închide...